Bun găsit, dragi prieteni! Calitatea aerului este importantă. Ne luptăm cu poluare în multe zone de pe mapa mond, în aproape toate zonele de pe mapa mond. Compania care se ocupă cu monitorizarea calității aerului, Airly, din România, în urma monitorizărilor făcute la nivelul mai multor orașe și zone geografice din România, au ajuns la concluzia că cel mai curat aer se găsește în județele Tulcea și Constanța. Pe litoral, calitatea aerului este una acceptabilă și se pare că aici este cu 30% mai bună decât în alte zone din țară. Este important în momentul în care îți planifici o vacanță să te simți bine, dar să inspiri și un aer curat. De aceea ar fi de ajutor această informație pentru cei care și-au făcut planuri de vacanță. Poate în această vară ar fi bine să mergeți mai mult pe la mare, fiindcă se pare că în aceste zone aerul este mai curat. Nu știu dacă cei de la Airly au luat în studiu și zonele montane, ar fi interesant de aflat în stațiunile montane care este calitatea aerului. Știu că de fapt, nu am această informație dacă în toate sau în câte localități, orașe, municipii din țară sunt astfel de aparate care monitorizează calitatea aerului. Știu că pe platforma AirLive erau doar câteva orașe principale. Poate că cei de la Airly pot să ne aducă și această informație. Cert este că dacă vreți să inspirați aer curat, să vă bucurați și de briza mării, aerosoli, e foarte bine să mergeți pe litoral. Sigur, Airly ne aduce această veste bună cu privire la majoritatea zonelor din cele două județe, din Constanța și Tulcea. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată să aveți!